Examenele practice pentru obținerea permisului de conducere, programate pentru 9 ianuarie, au fost sistate în toată țara. Motivul ar fi condițiile meteorologice nefavorabile. Anunțul a fost făcut de Agenția Servicii Publice. În același timp, instituția menționează că examinarea la proba teoretică se desfășoară conform programului stabilit anterior. Candidații care au fost programați la proba practică pentru data de 9 ianuarie 2024 vor fi contactați de către reprezentanții ASP și vor fi reprogramați pentru o altă zi comodă acestora. De asemenea, pentru informații suplimentare, cetățenii sunt îndemnați să contacteze serviciul suport clienți la numărul de telefon 14909.